Bună dimineața tuturor! Bine ne revedem la o nouă conferință de presă după o scurtă pauză în care nu ne-am mai revăzut, având în vedere și perioada efervescentă prin care încă mai trecem. Vreau să încep această conferință prin a face câteva observații. Și cred că, așa cum bine mă cunoașteți, nu sunt o persoană care să facă rău cuiva și nici să facă de râs pe cineva. Însă, în ultima perioadă, am văzut o serie de intervenții în mass media romașcană care denaturează foarte mult de la adevăr și de aceea țin foarte mult să vă spun eu exact cum stau lucrurile, să fac un apel la dumneavoastră pentru fair play și corectitudine în relatarea și în prezentarea știrilor de pe raza municipiului Roman și în ceea ce privește activitatea administrației publice. Încep prin a face o remarcă, nu sunt colegii dumneavoastră de la o anumită publicație, dar sper să urmărească această conferință de presă și să înțeleagă faptul că a folosi anumiți termeni care să inducă o anumită stare sau o anumită idee de ilegalitate e puțin cam prea mult și a folosit termenul de suspiciuni în condițiile în care se cunoaște adevărul, cred eu că este prea mult. Eu pot să înțeleg faptul că anumiți consilieri de la PSD fie sunt rău intenționați, fie chiar nu înțeleg ce votează, dar dacă s-ar fi cerut un punct de vedere de la mine, de la primărie, și așa cum v-am obișnuit de fiecare dată, v-am dat puncte de vedere, de fiecare dată când le-ați solicitat, am fi eliminat întru totul această sintagmă de suspiciune și ne referim strict la un articol legat de investițiile în parcările de reședință. O minimă cercetare putea releva faptul că în luna martie anului 2018, prin hotărârea de Consiliul Local numărul 80, s-a aprobat un deviz general actualizat pentru dezvoltarea parcărilor de reședință în valoare de 2.500.000 de lei. Faptul că noi am prins în lista de împrumut o valoare mai mică nu înseamnă altceva decât că diferența urma să fie suportată din bugetul local și nici de cum nu putem folosi termenul de suspiciune în ceea ce privește evaluarea unor lucrări. Ba mai mult pot să suspicionez eu că fie cine a scris articolul este de rea credință, fie dezinformează, fie chiar nu înțelege mecanismul administrației publice locale. Și de aceea fac apel pe viitor să nu mai folosească astfel de termene sau, dacă într-adevăr există astfel de suspiciuni, să facă sesizări către organele abilitate să cerceteze aceste suspiciuni. În caz contrar, folosirea unor astfel de termeni mă va determina pe mine să acționez în instanță astfel de publicații care încearcă să inducă ideea unor suspiciuni sau a unor ilegalități la nivelul activității din primărie. Deci, ca să clarific situația pentru colegii dumneavoastră, nu e nimic altceva decât faptul că am majorat suma de împrumut alocată dezvoltării parcărilor de reședință de la 982.000 la 1.800.000 de lei. Dar, repet, devizul general actualizat și aprobat în luna martie anului 2018 face referire la 2.500.000 de lei. Asta pentru o corectă informare. Iarăși am mai văzut săptămâna trecută o știre legată de un asfalt care se deslipea de pe un cămin de canalizare.
Eu m-am obișnuit ca la acest post de televiziune să nu-mi ceară punctul de vedere. Deci e o normalitate și e problema strictă a dumneavoastră cum vă desfășurați politica editorială. Însă vreau să fac și o precizare, dacă mi-ați fi cerut punctul de vedere, v-aș fi răspuns și atunci, dar vă răspund acum pentru o corectă informare a cetățenilor. Faptul că pe acel capac de cămin nu s-a pus emulsie și nu s-a pus asfalt, pentru că acel cămin urma să se ridice la cotă și nu era cazul să se toarne asfalt pe el. Mai mult decât atât, vă demonstrez că oriunde mergeți, atunci când asfaltul este cald și dați piciorul peste el, asfaltul se deslipește, că e cald, încă lucrează. Dar la două zile după ce s-a turnat acel asfalt, vă demonstrez că și cu târnăcopul în mână nu o să-l mai puteți sparge la fel de ușor. Iarăși, pentru corecta informare a cetățenilor, vreau să vă spun că da, au fost probleme la turnarea asfaltului la acea parcare, drept pentru care am și dispus oprirea lucrărilor până vine o altă echipă care este angrenată într-o altă lucrare de anvergură, dar problema era de planeitate și de modul în care se turna asfaltul în sens uniform și de dirijare a pantelor și nici de cum că asfaltul nu ar fi de calitate sau că s-ar desprinde bucățile. Și iarăși o postare pe care am văzut-o ieri în mediul online și care la fel pot să suspicionez că nu e de bună credință, se referă la faptul că autoritățile locale nu comunică cu cetățenii în ceea ce privește problemele pe care le are apa servul și cu seceta de pe râul Moldova și cu faptul că în puțurile de captare nu este apă. Păi eu cred că odată ce v-am dus pe teren și ați văzut cu ochii dumneavoastră cum funcționează principiul, am crezut că ați înțeles exact despre ce e vorba și care sunt problemele legate de secetă. Mai mult decât atât, faceți afirmația că un angajat al apa servului este cel care comunică aceste lucruri. Eu știu că e compania cea care comunică întreruperile de apă și faptul că din cauza secetei presiunea este furnizată sau apa este furnizată cu presiune redusă pe timpul nopții. Deci nu înțeleg ce legătură are primăria cu o societate care este în subordinea Consiliului Județean și știți foarte bine lucrurile acestea și nu știu, întreb și eu pentru un prieten. Oare chiar nu putem să facem niște știri corecte și care să reflecte realitatea? Și iarăși, haideți să vă dau eu un răspuns, dacă voia să vă informați până la capăt. Vreau să vă comunic faptul că am luat legătura cu reprezentanții apelor române și în urmă cu circa o săptămână s-au finalizat lucrările de deviere a cursului Moldovei spre zona de captare, spre zona de puțuri. Și așa cum vi s-a explicat și la vizita în teren, practic apa care se captează în puțuri nu provine din râul Moldova, ci râul Moldova creează de fapt și de drept un baraj pentru ca apa din pânza freatică să nu plece mai departe spre râul Moldova. Drept este că abia de vreo săptămână s-au finalizat aceste lucrări, însă până se reface nivelul apei din puțuri, necesită ceva timp. Ritmul de creștere a nivelului este undeva cam un centimetru, 2 centimetri pe zi. Deci vă dați seama timpul pe care trebuie să-l așteptăm. Și da, e drept, ne-ar avantaja foarte mult precipitații, dar nu neapărat în zona Romanului, ci mai degrabă în zona de nord a râului Moldova, astfel încât Moldova să vină cu un debit mai ridicat. Iarăși vreau să vă spun că am observat cu tristețe că în ultima perioadă rețelele de socializare, internetul este plin de tot felul de știri false, dar mi-e teamă că dacă acest fenomen se propagă și în rândul mass media, sincer,
nu știu unde putem ajunge ca și nație. De aceea eu vreau să fac un apel la dumneavoastră ca de fiecare dată când aveți o nelămurire, o suspiciune, să veniți să ne întrebați și la fel ca de fiecare dată vă vom da răspunsul fără echivoc și într-un termen cât mai scurt. Acum vreau să trecem la câteva informații care privesc activitatea din primărie, informații reale, aș putea spune eu. Mâine va avea loc la București Comitetul Director al Asociației Municipiilor din România. Avem pe ordinea de zi 5 puncte pe care să le prezentăm noului prim-ministru, noului cabinet al Guvernului României. La ora 16 suntem așteptați la Palatul Victoria pentru o întâlnire cu prim-ministrul Ludovic Orban și cu alți câțiva miniștri din cabinetul domniei sale, în care solicităm pe de o parte un calendar de lucru pentru aprobarea bugetului, astfel încât la 1 ianuarie 2020 să avem un buget național aprobat. Nu vrem să mai trecem prin experiența anului 2019, când vă aduceți aminte că am fost nevoiți ca bugetul municipiului Roman să-l aprobăm în luna aprilie. De asemenea, dorim ca, începând cu bugetul anului viitor, cheltuielile cu plata indemnizațiilor persoanelor cu handicap și plata salariilor asistenților personali să fie preluată de către Guvernul României din bugetul de stat, la fel cum a fost și până acum, pentru că toată această povară fiscală a grevat din plin activitatea și investițiile în toate municipiile din România. De asemenea, dorim să stabilim cotele care se alocă din impozitul pe venit către primării și acest lucru trebuie să se facă prin legea finanțelor publice locale și nu prin legea bugetului de stat, care an de an poate suferi fluctuații și nu generează o predictibilitate pentru primării. De asemenea, o altă solicitare este aceea de a transparentiza activitatea ANAF-ului, în sensul în care am dorit să știm trimestrial cotele de impozit pe venit care se încasează și pentru a ne putea și noi face anumite proiecții pe buget, știind fiind faptul că o cotă parte din impozitul pe venit vin către primării. Și de asemenea, o altă solicitare foarte importantă, având în vedere faptul că urmează o perioadă în care vom avea foarte multe proiecte cu finanțare europeană, atât municipiul Roman, dar și alte municipii din țară, dorim crearea unui fond de creditare nerambursabilă către UAT-uri pentru a putea finanța aceste proiecte europene. Mecanismul este practic acela de a plăti din bugetul propriu situațiile de lucrări și ulterior rambursarea se face undeva între 30 și 60 de zile, ceea ce în cazul unor proiecte mici nu constituie o problemă majoră pentru un UAT, pentru o primărie, dar în momentul în care ai proiecte europene de aproape 40 de milioane de euro, cum are municipiul Roman, sigur că plata unor situații de lucrare a unor facturi în valoare de câteva milioane de euro într-un an poate genera anumite disfuncționalități la nivelul funcționării și de aceea este necesar un astfel de fond de creditare nerambursabilă la dispoziția primăriilor pentru a putea face aceste plăți pentru fondurile europene. În ceea ce privește lucrările pe care le desfășurăm pe raza municipiului Roman, vreau să vă informez că la grădința 2 cu program prelungit, muguri de lumină, ne apropiem de finalizarea acoperișului. Practic, cam în două zile finalizăm acoperișul, după care s-a trecut deja la decopertarea trotuarelor, rezolvarea problemelor legate de structura de rezistență a clădirii și ulterior amenajarea acestor trotuare. Se lucrează și la scările de pe strada Unirii. Am trecut de jumătatea acestor scări. Cred că iese o lucrare de calitate, o lucrare care să elimine disconfortul care exista pentru atât pentru cei care au spații comerciale în zonă, dar și pentru cetățenii și pentru cei care veneau să facă cumpărături de la
aceste spații comerciale. De asemenea, se lucrează și la trotuare. Lucrăm în continuare în zona străzii Sucedava și Aprodu Arbore. Estimăm că în această săptămână să finalizăm întreg acest lot, după care să mutăm echipele către zona străzii Eternității, Bulevardul Roman Mușat, segmentul cuprins între sensul giratoriu de la Doi Măgari și Cimitir, astfel încât și acest ansamblu de străzi să aibă trotuarele reabilitate. S-a început montarea bordurii și a pavelilor pe strada Bogdan Dragoș, pornind de la podul peste Siret spre Banca Comercială, și de asemenea se lucrează și pe strada Ogniței la trotuare. De asemenea, se lucrează și la amenajarea de parcări de reședință, se finalizează parcarea de pe strada Bradului, se lucrează la parcarea de pe strada Tineretului, blocul 2, și se va interveni în această săptămână pentru amenajarea parcării de pe strada Panaite Donici, blocul 6. Lucrăm și în cartierul Lipovenesc. Se termină zilele acestea bordurarea pe strada Avram Iancu, se începe bordurarea pe fundătura Crișan. De asemenea, se lucrează la decopertare și pregătirea stratului suport cu geotextil pe strada Nicolae Bălcescu și estimăm undeva cam în două săptămâni deja să turnăm primul strat de asfalt pe aceste trei străzi. De asemenea, se lucrează și în cartierul Nicolae Bălcescu. Se va pregăti în această săptămână bordurarea pe străzile Zambilelor, fundătura Urzicii, strada Cărămidăriei și fundătura Cânepii. Se lucrează la rețeaua de preluare a apelor pluviale pe strada Zimbrului, pe strada Ciocârliei, și vom intra din această săptămână și pe strada Tinosului. Se lucrează la înlocuirea rețelei de apă de pe strada Zimbrului, s-a traversat deja strada Narciselor și am început de săptămâna trecută și lucrările la extinderea rețelei de gaze naturale. S-a întins deja conducta pe strada Cocorului, urmează să trecem mai departe pe strada Ciocărliei. De asemenea, se lucrează și la iluminatul ornamental. Apreciem că până la sfârșitul săptămânii viitoare tot ceea ce înseamnă E85 să fie finalizat, chiar și zona casei de cultură, urmând ca în perioada ulterioară, în perioada de început a lunii decembrie, să finalizăm și primăria și parcul din fața primăriei. De asemenea, vom mai lucra azi la ridicarea în cotă a unui cămin pe strada Mărului, unul pe strada cu zavodă la intersecția cu Libertății, după care, începând de mâine, ne vom deplasa pe strada Mihai Viteazu pentru ridicarea în cotă a geigerilor și a căminilor, astfel încât un număr cât mai mare de cămine de canalizare să fie ridicate până la sfârșitul acestui an în cotă. De asemenea, vom face în această săptămână și o adresă către Ministerul Transporturilor pentru a obține finanțare în vederea construirii unei pasarele peste linia de cale ferată, având în vedere faptul că se tergiversează foarte mult de către proprietarii liniilor de cale ferată implementarea acelui proiect. Încercăm soluția finanțării de la Ministerul Transporturilor a unei astfel de pasarele care să preia din tranzitul peste linia de cale ferată și care să degreveze ca și termeni ca și viteză de deplasare, dar și ca mod de staționare la calea ferată, practic să încercăm să degrevăm prin acest tranzit suprateran al barierilor de la ieșirea spre Iași. Cam acestea au fost informațiile pe care am vrut să vi le aduc la cunoștință. În rest, vă stau mai departe la dispoziție pentru întrebări. O să mă refer la știrea ce aparține de mine. Și o să mă refer la partea în care a spus că nu sunteți obișnuiți să nu vi se ceară un punct de vedere. Aici vreau doar să subliniez faptul că un punct de vedere s-a cerut de foarte multe ori. Da. Și
Și atât am. Ok. Nu că nu se cere. Nu, de regulă nu se cere, dar e drept că aveți și destule știri la care cereți. Dar sunt și știri la care nu cereți. Unele știri... Nu necesită punct de vedere, am înțeles. Nu că nu necesită, dar... Având în vedere că suntem chemați de oameni și nu... Da, eu sunt de acord că sunteți chemați de oameni, dar cereți punct de vedere și la autorități. Adică ați văzut o chestie elementară care putea fi... Am înțeles. Da, mulțumesc și eu. Că tot ați spus de Râul Moldova, Maedul, nu pui vă speranță pentru punterea copilului și celălalt, o să vedem pentru anul viitor, în funcție de resursele financiare. Primăria are administrarea, proprietatea este a comunei Horia. Va trebui împreună să gândim un proiect. Eu în continuare fac apel la Consiliul Județean pentru finanțarea unui astfel de proiect. Vom vedea în ce măsură vom avea succes anul viitor. Se știe cu valoarea asta și ne concertează în seara, dar nu sau încă. Ne apropiem cu definitivarea programului și îl vom anunța în timp util. Mulțumesc. Referitor la lucrurile de pe sala Mihai Viteazu, la asfaltare, am văzut, apropo că tot ați zis de rețele de socializare, au postat mai mulți oameni fotografii cu apă ieșind sub asfalt. Da, nu ne dăm încă seama exact, pentru că sunt momente în care apa izvorăște și momente în care apa nu izvorăște. De exemplu, astăzi nu izvorăște apă de acolo. Probabil ar fi ori un branșament de la blocul respectiv, un branșament de apă, poate la fel de bine să fie și o rețea de canalizare care are refulat. Cei de la APASERV se vor deplasa în zonă și în funcție de decizia pe care o vor lua, vor acționa în consecință. Dar Consiliul Județean a asfaltat peste de canal? Da, da, pe care urmează să le ridicăm în cotă, tocmai v-am spus. Da, noi le ridicăm. Ridicarea în cotă va fi în sarcina primăriei Roma. Despre pasarele asta, nu e un subiect nou, se tot vreo 50 de ani de construirea și la rampă și peste... No, noi momentan discutăm strict de aceasta pe E85, sperăm să fie o conjunctură potrivită care să privească cu alți ochi necesitatea unei astfel de pasarele. Ați consultat un proiectant? Păi, ulterior, noi facem solicitarea către Ministerul Transporturilor. Ministerul Transporturilor... Cineva, dacă se poate face, ea trebuie să aibă o pantă, niște porniri... Sigur se poate face, pentru că... Poate banii vă dă, dar dacă... Nu, dar tot proiectul va aparține de Ministerul Transporturilor, inclusiv studiul de fezabilitate, proiectare și așa mai departe. Că e drum național. Da. Da? Și ține de ei. Ce vreau să vă întreb este, avem idee cum o să arate? Pentru că la final sunt și ieșirile laterale care... Da, dar nimeni nu spune că nu va fi decât o pasarelă de tranzit cu câte o bandă pe sens și laterale pot rămâne actualele căi. Deci, practic, să fie doar tranzitul pentru cei care parte, iar Suceava și așa mai departe. Cei care au treabă pe strada Nordului, Marsat și așa mai departe, pot să rămână pe lângă, pe niște bretele. Legat de apă, subiectul este important. Sunt de acord cu dumneavoastră. E foarte important. E important pentru viitorii ani, nu pentru acum. Dacă situația va persista acolo, dumneavoastră a spus că săptămâna trecută s-au încheiat lucrările efectuate de apele române. Noi, dacă știam că au fost efectuate lucrări în zonă, le popularizam. Da. Spuneați dumneavoastră, păi, dar nu am știut. Și păi nici n-am vrut să mă laud. Le privim de la un angajat care le scrie, începând cu data de... Păi da, e un angajat care are acest atribut, da? Aceste competențe de a comunica faptul că e un comunicat oficial la APASERV. Nu, problema... Faptul că e un angajat care îl trimite, da, e un angajat, nu e un sistem electronic. E un angajat care vă trimite în format electronic niște informații. Da, pe și asta a fost formularea. Da. Problema apei trebuie rezolvată în mai multe feluri, domnul primar, nu numai acolo, pentru că noaptea se furniza apă și erau bine să fie și oficialii de la APASERV aici, care țin de Consiliul Județean. Dar de ce nu vorbiți cu ei? Eu asta nu înțeleg. Vizită cu dumneavoastră, cum ați făcut referire, foarte bine, la sfârșitul lunii septembrie, dacă nu mă înșel. Corect. Situația se cunoștea de atunci. Da.
De ce s-a așteptat să se schimbe vremea sau să nu se intervină? Pentru păi întrebați-i acolo... pe cei de la apele române, întrebați-i pe cei... Dumnezeu dacă vrea dă ploaie, dacă nu, nu. Dar păi da, și asta, păi și asta vă zic. De ce nu întrebați pe cei de la apa ser? De ce nu întrebați pe cei de la apele române? Simplu. Au fost întrebați și au zis că nu au fost chemați la fața locului să li se arate situația. Deci e undeva la mijloc problema. Nu s-a discutat de pierderi de rețea, pentru că furnizarea apei în timpul nopții în Roman s-a făcut de zeci de ani. Și nu au fost probleme. Și secete au fost de zeci de ani. Dar pierderile au crescut în sensul că țevile s-au deteriorat. Asta nu știu să vă spună, asta întrebați tot la apaser, să vă spună care sunt pierderile. Imagine, dar nu trebuie dumneavoastră să-mi faceți mie o imagine. Eu am destul de clar. Dumneavoastră trebuie să o înțelegeți de la apaser. Noi o discutăm, dar întotdeauna când aveți o problemă legată de apa serv, este bine... Păi tocmai, dar e bine să informați. Nu, dar a spus că autoritățile locale nu informează. Autorități locale înseamnă și Consiliul Județean. Da, nu lăsați să se nască suspiciuni, așa cum m-au colegii dumneavoastră. Apa serv au făcut o investiție de automatizare la pompe acum câțiva ani, prin care se reduce presiunea în oraș pe timpul nopții, atunci când scade consumul. Nu s-a vorbit nimic despre asta. În altă ordine de idei, nu s-a vorbit de o conductă care se înțeapă la conducta de la Timișești-Iași la Săboani și care poate aduce un aport de apă. Pentru asta a fost cheltuit 16 miliarde din bugetul local ca să se facă chestia asta. Nu s-a adoptat nicio soluție. Noi nu am fost informați și nici cetățenii despre situațiile de la captare. Noi scade constant... debitul ba, sau... s-a spus și tocmai dumneavoastră a spus că ați primit informări. Bun, și am așteptat. Nu s-a făcut nimic. Dumneavoastră ne spuneți acum că săptămâna trecută s-a acționat acolo. Foarte bine. Dar de ce săptămâna trecută? Dacă ca urmare a intervențiilor mele, ca să vă răspund. Ați văzut? Pe asta noi nu știam. De unde să le spunem? Nu suntem nici... N-am vrut ca să mă laud. Îmi place numai să fiu criticat. Și acum, după opinia dumneavoastră, care ar fi parcursul, domnul Primar, ca să înțeleagă rumașcanii, pentru că sunt situații când vin de la schimbul... Deci de în momentul, în momentul de față au început să crească, a început să crească nivelul la puțuri, dar nu este un nivel care să asigure o funcționare permanentă a captării. Deciziile. Întrebați la apa serv, ei ne comunică și nouă, nu e o decizie pe care o luăm noi, e o decizie pe care o ia compania. Ceea ce a ținut de mine, eu am făcut. Da, ar mai fi util acolo intervenție cu utilaje, să se schimbe cursul? Păi s-a făcut. Și nu s-a finalizat. Nu s-a finalizat, urmează un proiect mai amplu, însă pentru partea de urgență, pentru situația de criză, am intervenit. Am înțeles. Deci romașcanii s-ar putea aștepta ca în următoarea săptămână să se normalizeze situația, nu? Depinde de volumul de apă din puțuri. Așa cum bine știți, eu am ținut foarte mult ca la următorul proiect european, cel care se află în fază de evaluare, să modernizăm captarea, pentru că este un lucru foarte important pentru oraș, modernizăm captarea și aducțiunea. Și sigur că după realizarea acestor investiții ne vom gândi și la altele. Acestea sunt prioritare în momentul de față, pentru a securiza pe viitor ca astfel de lucruri să nu se mai întâmple. S-a lucrat la trotuare pe strada Primăverii, acolo în capăt urmează și o lărgire a străzii, aveți în plan, pentru că a rămas o porțiune de stradă. Acolo, în primul rând, trebuie să extindem rețeaua de gaze naturale, și ulterior vom asfalta acele zone. Urmează altă lucrare. Sigur, urmează lucrarea de extindere a rețelelor de gaze naturale. Dacă exact pe acel segment. În legătură cu stocurile de antiderapant, dacă... Suntem super asigurați. Utilaje tot. Tot ce trebuie. Deci în momentul când se poate interveni... Stocurile de sare în momentul de față sunt undeva la 1200 de tone. Pe care le avem în depozit. Mi le-am asigurat pe toate din această vară. Ați avut relații la companie? N-am avut relații, am fost doar precaut și gospodar. Mi-am făcut vara sanie și iarna car. Dacă se înrăutățește vremea... Dacă se înrăutățește vremea... Să se conserve și pentru primăvară. Dumnezeu e mare și ține cu oamenii buni. Vremea va fi bună pentru a continua lucrările în acest an.